Așa, dar dragilor, mergem în direct. Avem bucuria de a începe transmisiunea în direct. Cei care, colegii voștri, prietenii voștri, cunoscuții toți, îi puteți anunța când vom continua lecțiile, de fiecare dată vom fi în direct. Și atunci e de acasă, asta e marea frumusețe. Părinții, ca și cum ar fi aici împreună cu voi. Da? Vor ști exact totul despre ceea ce se întâmplă aici în lecția noastră. Așa că ne întoarcem la lecția noastră și anume că cu 47 de capete, da? 47 de capete putem formula corect un număr mare de probleme și vă dați seama, eu acum nu-i corect ce vă spun, vă spun care a fost și retenia mea, sau dacă vreți, care a fost tehnica mea de formularea problemelor. Dar voi sunteți cei la care eu țin foarte tare și vă spun, nu ne aude mai nimeni acum. Adică ne aude toți cei care vor dori să vadă filmul nostru și le comunicăm așa. Tehnica de formulare a unor astfel de probleme este așa. Ții un număr de capete. Câte vrei tu. După care, ce faci? Mulțești cu 2 și afli numărul minim de picioare. Înmulțești cu 4 și afli numărul maxim de picioare. După care, în zona asta, formulezi probleme câte vrei. Noemi, te rog să formulezi o problemă a ta acum. Deci, în curtea unui gospodar, dă-te un număr de capete. 47? Poți să modifici și pe 47. Zici, în curtea unui gospodar sunt găini și iepuri. Poftim, vorbește. 47 sunt capete de găini. Nu de găini, 47 în total. Da, în total sunt 47 de capete și... Numărul picioarelor este? Picioarelor este de 154. 154. 154 este cuprins aici. A, da. Da? Deci 47 de capete. Deci, formularea. Problema Noemi, da? Problema lui Noemi. Înseamnă 47 capete. Gata, ne-am și apucat de treabă ca să dăm răspunsul. 47 de capete și 154, ca ai zis, da? Da. Picioare. Câte găini? Câte găini? Și câți iepuri sunt în curtea gospodarului? Câte găini? Și câți iepuri sunt în curtea gospodarului? Întâlnirea. Cum? Așa repede? Nu se poate. Verifică când să nu te păcălești. Fă o probă. Da? Fă o probă. Să vezi dacă îți dă numărul de picioare. Așa. Da, sunt trei răspunsuri. Hai să vedem. Vreau să răspunsul lui Noemi, că e așa cu problema. Sunt 30 de iepuri și 17 găini. Deci 30. Iepuri. Da? Și 17 găini. Nu întrebăm cum a gândit, facem proba. E bine? Ștefania, hai să facem proba. Deci 30 ori cât? 30 ori 4. 4. Da? 30 ori. Că suma este 57, da? 30 cu 4, 74, 47. 30 ori 4 fac 120. Și 17 ori? Ori 2. Nu, doar așa. La găină, 2. Da. Fac 34. Și acum? Și dacă le adunăm? 4, 154. 154. A avut dreptate. Cum ai făcut, mă, noi? Care a fost tehnica? Am făcut 47 ori 2 și mi-a dat 94. Că ai presupus că ar fi toate găini, da? Da. Deci, cum ai gândit tu problema, da? Deci, practic, e așa.
47 ori 2 și ai găsit 94. Apoi? 154 minus 94. 94. Da. Și egal... mi-a dat 60. 60. Și 60 împărțit la 2. 60 împărțit la 2, egal cu? 30, care 30. Sunt eful. Exact. Cu picioarele în plus, ai împărțit câte 2, câte 2 și ai aflat, împărțit la 2, 30 de iepuri, nu? Numărul de iepuri. Corect. Și ai scăzut din 47 pe 30 și ai găsit 17. Corect. Ramona, te rog, problema. Deci problema. Ramona. O să dau orice număr de capete. Da, modifică cu capetele. Foarte tare. Te rog. Sunt 231 capete. Oi, oi, oi. 231 capete. Da. 231 de ce le face? 231 de capete. Și picioare, te rog, Ramona. Sunt picioare, sunt 920. 920 de picioare. 920 picioare. Da, sunt foarte rău. Oare într-adevăr? Deci 920 picioare. S-o facem repede. Ne uităm la modelul din înainte. 231 ori 2. Ca de parcă ar fi toate găini, toate, tot ce-i în curtea gospodarului, 231 de capete, toate găini, câte două picioare, consumăm 462 de picioare. 462. După care scădem din 920 pe 462. 920 minus 462. Fiindcă tu ți-ai propus-o, vreau răspunsul de la altcineva. Că ce știu eu, tu ne și păcălești cu răspunsul. Nu ne păcălești, nu? Că ai făcut și probă, bănesc eu acolo. Da. Asta e, asta e. Da, iată, Ramona a prins acum gustul acesta de a face probleme. Și ea a înțeles că poate să modifice numărul capetelor, nu 47, bă, dat un număr la întâmplare, 231. Și picioare tare îmi place aici, că ai nimerit numărul de picioare. Nu puteai să dai 927 de picioare? Nu. Nu. Pentru că numărul trebuia să se încadreze între 924 și... 462. Ai aflat tot așa șmecheria asta. De la 462 până la 900, cât ai zis? 924. Wow! S-a prins, deci am înțit cu 2, pe 231 cu 2 și face 462 și pe 231 cu maxim, când ar fi fost toate capete, toate ar fost iepuri, cu 4 și i-a dat 924. Și ea s-a încadrat cu 920 aici. A, tu spune ce mi-a dat? Zic. 229 iepuri și 690. 229 iepuri. Da? Și găini câte? Și două găini. Da, și mie mi-a dat două găini. Pentru că dacă ar fi 600 ceva, ar fi peste numărul de capete. Așa. Deci găini completează la 231. Da? Deci găini sunt câte două găini. Ați făcut proba și cred că este corect. Da. Că 229 ori cât? Ori 4 vă dă nu știu cât și 2 ori 2 completează și numai bine a ieșit.
Vrea să propună și el o problemă. M-am prins. Asta vrea să fac. Am uitat numele. Numele tău, ți-am zis că îl uit totdeauna. Numele tău este? Richard. Richard. N-am să țin minte niciodată, să vezi. Să vezi. Richard. Richard, dar e greu cu ce ți-o vin de părinților. Se poate la tablă, cu scris. Să-l scris cât acum la tablă, nu? Da, da. Tu vrei să-l scoți la tablă? Gata. Uite, te scoți la tablă. Să formulezi tu problema. Modifici numărul capetelor tot? Da, da. Lăsăm așa să... Pregătești pe scrisul. Da. Repetă toate literele și cifrele. Foarte tare. Auzi, îți pregătești scrisul. Auzi ce-ți-a avut. Foarte tare. Deci, Richard, debutăm cu forma cea mai tare în lecțiile noastre, transmisiune în direct. Și tu ți-ai propus să ieși la tablă. Da? Mă bucur mult. Așadar, Richard, poftim la tablă. Acum te vede și lumea pentru prima dată. Foarte frumoasă, bravo. Așa, e câta, ai tu, lucrăm în plăcere, suntem în perioada... Deci... Sunt 100 de capete. 100 de capete. Și... și... picioare... erau... Și erau 358 picioare. 358 picioare. 358 picioare. Să și rezolve. Da? Rezolvăm fiecare în bancă, dar să o rezolve. Să vedem cum gândești. Vorbește. Mulțim 100 de capete cu 2. Deci dacă toate ar fi găini, da. Dacă toate 100 de capete ar fi găini, atunci la fiecare găină câte două picioare și am consumat, ne-ar trebui câte picioare? 100 ori? 2. Da. Ne dă 200. 200 picioare. Da. Da. Deci dacă ar fi toate, zicem așa, dacă ar fi toate găini, deci toate capetele găini, da. Ar însemna 200, ar însemna 100 ori 2, 100 înmulțit cu 2, tot așa face și 2, da? Da. Egal cu 200 picioare. Da. Noi am spus că avem, de fapt, câte picioare? 358 picioare. Ai multe picioare, da? Da. De unde provin picioarele acestea? De la? De la găini și iepuri. Le-am plus de acum, gata, am plus de la iepuri. Da, de la iepuri. Dacă găinile am consumat. Da. Deci, 358. Minus 200 de picioare ale găinilor. Da. Ne dă 158. 158? De picioare ale iepurilor. Noemi, 8, ăsta e 8? Da, da. Da, e 8. Așa. 158 și ăsta e 5, nu? Da. 158. Așa, mă, poți. Mult efort trebuie să te înveți să scrii corect. Îmi place foarte tare curajul tău de aici la tablă, dar să scrii și corect. 158 picioare în plus. Da. De la iepuri, da? Da. Și acum? Așa, 158. Ce facem acum? Îl împărțim pe 158 la 2. Din ce motiv? Din motivul faptului că... Din motivul faptului. Pentru faptul că... Pentru faptul că... La fiecare iepuri, ca să ajungi la o găină să o faci, să o transformi în iepuri, mai trebuie două picioare, da? Da, da. Și vrei să aveți câte grupe de câte două picioare. Da. Da? Ăsta e motivul. Așadar, 158 împărțim la 2 ca să vedem câte grupe de câte două picioare vom avea ca să le distribuim, pentru a le distribui cui? Găinilor să le transformăm în iepuri. Și ne dă 79. 79, are el în tehnica da, lui. Da. El cred că a împărțit pe 140 la 2, 70
și o țel brasul 18 și la 2, 100 face 79. Corect. 79 ăsta îți indică ce? Iepuri. Numărul de iepuri. Da. Excelent. 79, numărul de iepuri. Și acum scădem din totalul de capete 100, numărul de iepuri. Corect. Deci, răspunsul corect este acesta. Răspunsul corect este 79 iepuri și 21, nu? Da, 21. 21 găini. Bravo, felicitări. Așa v-a dat și vă în bancă, nu? Da. Același numare. Bine. Mai vrea cineva să iați la tablă? Eu poftim. Nu, da. Ramona, poftim o altă problemă, ți-o formulezi tu, da? Asta e. Da, suntem la etapa cea mai frumoasă a lecției noastre, aceea în care ei au curaj să ies la tablă. Este superb, superb. Este momentul cel mai frumos al lecției. Deci? 300 de capete. 300 de capete. 300 de capete. Da. Și 930 de picioare. 930 picioare. Facem 300 ori 2. 300 ori 2. Adică vreau să spunem că toate sunt găini. Toate sunt găini și atunci 300 ori 2. Și corect. De 600. Da. Și apoi aflăm câte picioare mai avem la dispoziție. Excelent! Câte picioare ai la dispoziție? Foarte tare! Foarte tare! Da. Și ne dă 270. 270 e bine? Nu. Nu. Hai, cu calul. Da, 330. Nu, eu zic 330. 330, da. E din 6, 930. 330, da? 330 picioare, corect. Și apoi împărțim 330 la 2. Da. De 265 și astea sunt iepuri. Așa. Împarte la 2 ca să vadă câte grupe de câte 2 poate formula. Corect. Și apoi face 300.165. Da. Și ne dă 235 găini. Da. 235 găini. Excepțional. Găini. Extraordinar. Foarte tare. Foarte tare. Putem formula problemele acestea cât de multe dorim, da? Da. Deci, răspunsul corect este... Răspunsul corect este 165 iepuri și 235 găini. Foarte frumos. Noemi, vrei? Nu vrei. Mai Ștefania? Nu vrei. Am avut doi curajoși. Excelent. Foarte bine. Probabil că într-o altă etapă... Mai vrea, cred. Obțin? Eu mai vreau. Mai vrei să mai vrei. Da. Mă îmi place foarte bine. Haideți să mai facem încă o problemă. Compuneți încă o problemă la tablă, tot în genul ăsta. Tot găini și iepuri. Și să vedem cum o facem. Dacă am făcut-o pe asta, ne mutăm la alte probleme, da? Da. Am făcut una. Cine a făcut una? Noemi. Eu. Noemi. La tablă nu ești, nu? Foarte drăguț, ești superb. Zi-ne, Raim, o scriu eu. Tu vorbești din bancă și cum ești scriu? Zi. 200 capete. 200 capete. Și 450 găini. Noiem, da? Problema lui Noiem. Și 450 picioare, da? Da. Așa. Tu dictezi și eu scriu, da? 200 ori 2. 200 ori 2.
egal cu? 400. 400. Ai consumat 400 picioare, da? Da. Așa. Dacă 4... ar fi toate găini. Da. 450 minus 400. 450 minus 400, ca să vezi câte picioare ai la dispoziție, în da. Plus, nu? Și ne dă 50. 50 picioare. Da. 50 împărțit la 2, care sunt de bun. 50 împărțit la 2. Și ne dă 25. E bun. Da. Și 200 minus 25. Și 200 minus 25 e egal cu? 175. Găin, da? Da. Găin. Foarte frumos. Foarte frumos. Ia-mi mergătura. Tu poți ieși la tablă, că tu ai mai fost? Foarte frumoase probleme. Deci, spunem aici că am găsit răspunsul 960. 960 de lini. Și 14 iepuri. 14 iepuri. Da. Să vină și Richard. Richard, am păstrat în minte numele tău. Richard, am spus. Îți dai seama ce lucru minunat am reușit. Așa. Avem 800 de capete. 800 de capete. Și 3000 picioare. 3000 picioare. Am mai făcut una. Da? Bravo. Înmulțim, presupune că ar fi numai... Se o face și pe profesorul Bărin, da? Acum lucrăm pe-a lui. Se presupune că ar fi numai găini și ne-ar da 1600 de picioare. Da. 3000. Scădem numărul picioarelor cu numărul picioarelor de găini. Da. Deci din numărul total de picioare scădem pe cel al găinilor. Și dă 1400. 1400, nu? Da. Din... După aceea facem 1400 împărțit la 2 și ne dă 700. Da. Iepuri. Unde da. Este toaleta? Da. Da. Mai da. 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 Imediat acum. La cheița. Ca să mergi. Uite așa. Da? Da. Și acum scădem din
numărul total de capete, da, sunt 800, numărul ieburilor. Așa. Și ne dă 100 de găini. 100 găini. Excelent. Excelent. Vrei să ieși tu? Hai. Hai să ieși. Hai că mă bucur tare mult că ai hotărât să ieși. Îți formulezi problema, o rezolvi, discuți, vorbești, da? Așa. Deci sunt... Sunt 50 de capete. 50 capete. Și 190 picioare. 190 picioare. Da, foarte frumos scrie. Facem 50 ori 2. Da. Și ne dă 100. 100. 190 minus 100 egal cu 90. Corect. Facem 90 împărțit la 2. Foarte bine, corect. Că împarte ca să afli numărul iepurilor, 90 împărțit la 2. Și ne dă 45 iepuri. Da. 45 iepuri. Și 50 minus 45 egal cu 5 găini. Găini. Deci, avem 5 găini, da? Așa. Iată că Noemi a spart gheața și a dorit să ajungă și ea cu problemele. Și acum și Ștefania vrea să iasă la tablă și ce am problemă. Bravo! Bravo! Ia să vedem. Ia-ți caietelul, ai compus-o acum, să vedem. Deci... După asta mai facem mai alte probleme sau... Un alt model, ne gândim la altceva. Cu asta încheiem modelul ăsta. Vă propun ceva acasă și... Deci 211 capete și 450 picioare. 450 picioare. Vorbește, te rog. O să rămâsim pe 211. Da. 211. Ori 2. Ori 2. Și dă 422. Da. Și asta este restul picioarelor. Deci ca să avea acum restul picioarelor, din 450. 450. Minus. Minus 422. Da. Egal cu 28. 28 picioare în plus, nu? Da, 28 picioare în plus. Acum 28 împărțit la 2. Da. Egal cu 14. Scrim un pic mai mare, știi? Ca să se vadă. Da. Se la 2 este egal cu? Egal cu 14. Și 14 sunt? Iepuri. Iepuri. Iepuri, da? Mai mare scrie. Da. Așa. Și 214. Minus 14. 14. Egal cu? 187. 187 sau 197? Eu cred că 197. Că 4 din 11. Da, da. 197. Așa. Ia să vedem încă o dată, sunt greșit eu. Deci 4 din 11, 7. Da. Și 1 din 10, 9. 197. Că dacă adunăm pe 14 și 197, ne dă exact 100, 211.
am răspuns la întrebare foarte frumoasă, problema tot așa de frumoasă, interesantă. Iată, dragilor, că vreau să vă spun un lucru. Este fascinant. Este fascinant pentru că copiii au o stare de bine, au descoperit că ieșitul la tablă te mobilizează, nu așa, copii? Adică mai este ce frică să ieși la tablă, dar da, nu mai vrei în continuare. Așa. Și este starea aceea de bine că poți să dai răspuns și să te și concentrezi. El îți face pe 5 corect. Nu mai face așa pe 8. S-a gândit să facă pe 8 corect, da? Sau pe 5. Ai nevoie să te concentrezi ca să scrii corect. Că se vede o lume întreagă. Știi, știți copii ce-ți va întâmpla? Deci, lecția asta făcută de noi va fi văzută pe YouTube de toți vorbitorii de limbă română de oriunde ar fi din lume. Da? Că ei vor înțelege. Pot înțelege și cei care nu... Atenție! Pot înțelege și cei care nu știu limba română, dar știu matematică. Dacă sunt aceleași... Sunt aceleași cifre, lit-ă. Aceeași poveste. Numai ce din China nu. Aceea nu înțeleg, dar ce din China nu. Foarte frumos. Dar măcar de la bucuria de pe fața copiii. Da, 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 este spectaculos. Deci atât am făcut acum un pas deosebit de frumos. Cel mai interesant, acela că voi ați avut curajul să ieșiți la tablă și să vă puteți manifesta. Și acum, o altă problemă. Într-o parcare, da, sunt biciclete și triciclete. Da? Într-o parcare... Prima noastră problemă, când așa, am așa. Într-o parcare sunt biciclete și triciclete. Bicicletele au două roți și bicicletele. Așa, bicicletele au două roți, deci bicicletele... Și triciclete. Tricicleta cu trei roți. Da? Trei roți sau una? Tricicleta, tri, de la tri. Da? Bicicletă, două roți, tricicletă, trei roți, da? Bicicletă, tricicletă, trei roți, da? Bicicletă și tricicletă, da? Deci, în parcare sunt biciclete și triciclete. În total, 50. Iar numărul roților, dacă numărăm roțile, numărul roților Noemi, capul sus, vă iert, numărul roților este, hai să zicem, câte am zis, total 50? 123. E ca și la aia... Dar merge 123? Da, merge! A, Păi se vede ceva? Ba... Da! O secundă? Nu, că trebuie să fie numărul egal! Adică 122, 124, 124... Dar de ce să fie par? Ce? Tricicleta nu are un număr impar de roți? Mai este valabilă? Da, da, da! Și plus că nici numărul roților nu este bun, deoarece trebuie să fie cuprins numărul între 100 și 150. Dacă le adunăm, ne dă un număr par. Depinde. Câte triciclete sunt? Dacă sunt 3 triciclete și le gândim 3, 3, 3, dă 9, nu? Și deci e posibil și numele impar. Deci de data asta nu mai avem restricția de atunci. Nu mai avem restricția. Numai dacă ar fi tricicletele un număr par. Dacă tricicletele ar fi 2, 4, 6, ar da un număr par de roți. Dar probabil că numărul ăsta care am zis eu, 100, cât am zis, 123, nu? Da, da. E posibil? Dar problema are rost? Dacă ar fi toate 50 numai biciclete, ar fi 50 ori 2, 100. Iar dacă ar fi toate triciclete, ar fi 150 ori 3, 150. Da, deci da. Numărul roților trebuie să-l plasăm între 100 și 150. Am dat bine. 123 este bine. Problema o puteți face, dragilor. O să facem la tablă? Ai și făcut-o? Nu, dar... Analizează! Eu analizează. Analizăm? Între 100 și cât? Între 100, trebuie să fie și 150, nu așa? Da. Că dacă ar fi toate biciclete, 50 ori 2 face 100. Și dacă ar fi toate triciclete, 50 ori 3, 150. Da. Și trebuie să dăm un număr între 100 și 150.
123 este un număr corect. Nu prea. De ce? Pentru că ne dă corect. Pentru că împărțirea 23 împărțirea 3. Da, am făcut. Ne dă 52. Ca să aflăm, presupunem că toate sunt biciclete și ne-a dat 100. Și apoi aflăm câte roți mai avem la dispoziție și ne-a dat 23. Și trebuie să le împărțim la 3 pentru că restul sunt biciclete. Cum? La cât trebuie să împărțim? La 3. La câte? La 2. La cât trebuie să împărțim? La cât trebuie să împărțim? La 2. La de ce la 2? La 1. La 3. La 1. La 1. De ce? Că o singură roată mai ducem. O singură roată mai ducem. Adică 23 împărțit la 3? La 1? 23. Da. Dar de ce am împărțit la 2 data trecută? Pentru că mai adăugam două picioare la găină, așa le dea 4. Ai, dar aici mai adăugăm o singură roată. Da. Ca pe biciclete, din dată bicicleta se transformă în tricicletă, o singură roată. Da. Da? Deci asta e tare, foarte tare. Te-am prins, Ramona, că ai împărțit la 3. Data trecută ai împărțit la 4, ți-amintești? Tot acel păcălea ai făcut, ai prins-o. Data trecută am împărțit la 2 din motivul ăsta, că dădeam câte două picioare. Acum, o singură roată dăm. La bicicletă, ca să o facem în tricicletă, o singură roată. Nu-i corect? Da. Deci sunt câte 23 de triciclete. Da. Și 100 de triciclete. Nu. 23 și... 50 de... Deci, la varianta de problemă. Asta că am zis 50 în total, biciclete și triciclete, da? Și numărul roților, cât am zis că este numărul roților? 123 roți. Câte biciclete și câte triciclete sunt? Am mi-a dat. Și mie. 23 și 29. 27. Deci, răspunsul da, 27. Este 23 triciclete. Da, da. Și câte? Și 27. 27 biciclete. Da. Compuneți voi o problemă. Ok. Da. Fiecare compune o problemă. Și fiecare face la tablă. Și vine la tablă, sigur că da. Suntem în etapa când ieșim la tablă, lucrăm, suntem transmisie în direct. Este superb. Am ajuns la etapa asta, este nemaipomenit. Este momentul de vârf al lecției. Deci sunt... Compunem o problemă și o și rezolvăm. Într-o parcare sunt biciclete și triciclete. Numărul total este, nu știu cât. Numărul roților este, nu știu cât. Ai propus o problemă. Da. Ramona, poftim și ne-o spui. Erau 90 în total. Deci 90 de biciclete și triciclete la un loc în parcare. În total, foarte bine. Și 189 roți. 189 roți. Hai să-i facem pe ei acum. Da? 98. Le spunem că toate sunt biciclete. Toate sunt biciclete, toate 90. Și acum aflăm câte roți mai avem la dispoziție. Așa. Și facem 9 ori
2. Nici la 2? Nu, la 2, la 3. Nici vorbă, la 1. La 1. La 1, când mai trebuie să dai câte o roată, nu? 9 triciclete. 9 triciclete. 9 triciclete. Deci răspunsul nu mai împărțim la 2. Când tu dai câte o roată sunt ai la bicicletă. Da? Asta e motivul. Și acum aflăm câte biciclete. Și aflăm biciclete. Fă proba chiar. Adică, dacă triciclete sunt 9, vine 9 ori 3, nu? 27. Și dacă 81 sunt biciclete, 81 ori 2, 162. Și adunăm roțile. 189. Perfect. Bravo. Da? Te rog. Să nu se fie surioara ta. Că știi, trebuie să fim politicoși cu fetițele. Mai zi surioara ta. Pasă mai mult. Scrie aici, te rog, un uscat. Deci cât? 150 biciclete. 150 biciclete și triciclete. Să spunem în total. Ca să nu mai pierdem timp. Deci în total. 150 în total. Cât? 41. 41, mai bine. Da? În total. 350. 350 roți. Roți. Mai mare scrii, da? Roți. 150. 150 ori. 2. Da. 300, nu? 2, da. 300 roți. 350 minus 300 da. Egal 50. 50. Deci egal 50. 50 ori 1 da. Egal cu 50 în total. 50 ce? Aceste 50 roți sunt, nu? Da. Și aceste 50 îți indică numărul tricicletelor. Da. Nu? Pentru că tu iei câte o 50 împărțit la 1. Înainte împărțăm la 3, la 1 acum, da? Deci, da. Deci 50 ori 1, 50 triciclete, zice. Scriu? Da, da, triciclete. 50 sunt triciclete. Și ca să vezi bicicletele, scădem din total, din 150, 150 minus 50, da, și egal cu 100, 100 biciclete. Da? Deci este corect. 100 ori 2 fac 200, iar 50 ori 3 fac 150 și cu 200, 350 numărul total. Vino Noemi un pic și încheiem lecția. Vino un pic la tablă. Vreau să vă prezint, dragilor, și pe Noemi ca și o sportivă. Tu faci sport de performanță, da? Da. Cu frățiorul tău, ce sport faceți voi? Atletism. Atletism. Este extraordinar. Iată și un moment. Și tu faci... Bravo! Vino și tu, Romă. Da? Deci, faceți atletism, amândouă atletism? Nu, atletism, e foarte atletic. Dar sportiv. Iată, dragilor, cum trec de la o formă la alta, de sport, la sportul fizic, la mișcarea fizică, la sportul minții. Este super. Este extraordinar. Asta trebuie să vă spun, că făcând acest lucru, reușesc să se odihnească intelectual făcând efortul fizic și invers. Se odinesc fizic, făcând efortul intelectual. Bravo, vă felicit și să faceți tot așa, da? Vă felicit.
Așa. Dragilor, pentru data viitoare, eu cred că credeți aproape, nici nu dorm noaptea asta. Nici nu dorm de bucurie că voi ați reușit să ieșiți la tablă. A fost dorința voastră. Este înregistrată aici, nu? A fost dorința voastră. Și trebuie să vă spun că pentru data viitoare, pentru mâine, noi facem și mâine, da, tot așa la 4:30, vreau să compuneți probleme, câte 3 probleme de fiecare categorie. Adică și probleme de acelea în care numărul nu știu care, acolo 2000, 3000, nu știu ce, cu mărgele, cu galbene, cu verde, cu albastru, da? Și, da? Și câte de 3 de fiecare categorie. Adică cu găini și iepuri și cu biciclete și triciclete. Da. Asta să fie tema pentru a. La revedere, dragilor, pe curând.